Bună tuturor! Recenzia de astăzi va fi la o carte care mie îmi place foarte mult, numită Casa de Iarnă. A apărut în anul de 1910 la editura Humanitas și este scrisă de Ben Gutterson. Elizabeth locuiește cu unchiul și mătușa ei într-un mic orășel. În perioada Crăciunului, cei doi se hotărăsc să plece în vacanță și o trimit pe Elizabeth la Casa de Iarnă, un hotel unde misterele și ghicitorile se ascund la fiecare pas. Ea și prietenul ei, Freddy, au de rezolvat un mister care implică fantome, carnețele și indicii, cu ajutorul unei cărți magice și a unei bibliotecare foarte amabile. De asemenea, ei explorează hotelul în căutarea ultimei piese din puzzle-ul coincidentelor care o leagă pe Elizabeth de hotel. Acum, să vă spun puțin despre codurile secrete din carte. Știți cu toții ce este o anagramă? Dacă nu, o anagramă înseamnă rearanjarea literelor unui cuvânt pentru a forma alt cuvânt. Să luăm un exemplu simplu. Din iepuraș ar ieși supieră. Dar o metagramă, știți ce este? O metagramă înseamnă schimbarea literelor unui cuvânt pentru a forma altul din cât mai puțin pași. Avem aici un exemplu. Vizată, vidată, ridată, rodată, rotată și rotită. Am ajuns de la vizată la rotită în 6 pași. Dacă vă pasionează codurile secrete și cărțile care păstrează între pagini atmosfera plăcută a Crăciunului, atunci Casa de Iarnă va fi alegerea potrivită pentru voi. Volumul 2 al acestei trilogii a apărut și în România și se numește Secretele Casei de Iarnă, dar recenzia la această carte o voi face altă dată. Vă mulțumesc, iar dacă v-a plăcut această recenzie, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu, Brienlandia Tărâmul Cărților. La revedere!